Ce? Vai, da. Vai lá. Ce? Hai, mă. Da. Ce faci, băiat? Salut, sunt Claus și... Ia, priviți ce am aici. Un munte de pachete. O să vă arăt câteva din ele astăzi. Cred că o să împart în două videouri, pentru că sunt multe. Dar hai să nu vă mai țin. De data asta, majoritatea sunt luate de pe site-urile chinezești. Mai puțin asta care o să las la sfârșit, fiindcă e o surpriză. Deci, avem una, două, trei, patru, mai trebuia să fie unul. 5 pachete de la site-urile chinezești, plus încă unul de aici de la noi. Dar vorba lungă, sărăcia omului, hai să începem. Cu care vreți? Hai cu ăsta mare. Bun. Și în el avem două pachete. Bun. Hai să începem cu cel mai mic. Să vedem ce avem noi aici. Când vrei să le scoți, ele nu vor să lase. Dar avem un distribuitor de căldură. Foarte util iarna, când ești cu cortul și cu soba, de obicei căldura, știți, se ridică în sus și atunci în partea, mare parte a cortului, mai ales cele subțiri, nu ajunge căldura cum trebuie. Așa că am luat un ventilator, lucră foarte simplu, are un bip metal aici, se pune pe sobiță, iar în momentul când se încălzește, pleacă ventilatorul din spate și împinge căldura spre noi. Am văzut săptămâna asta și la Lidl au apărut, mult mai ieftine, dar din păcate n-am văzut, cel puțin la noi Lugoj, n-am văzut sau n-am prins eu așa ceva. La iarnă, când o să ies cu cortul, o să-l vedem și la treabă. Bun, mă grăbesc un pic pentru că ați văzut că sunt destul de multe. Ia să vedem. Pachetul numărul 2. Ce avem noi aici? Hai să-l tai așa cu totul, că oricum nu mai... Avem o sobă pe gaz, lampant, da? Cu fitil, mult să nu pierd ceva, da? Are un fitil, mai mult mai puțin. Aici jos are un rezervor unde îl umplem cu gaz. Hai să vedem. Cred că așa. E destul de simplu de asamblat.
și gata. Foarte interesant. Aici avem un ceva de aprins, cred că este. O să ne lămurim până la urmă. Avem și o mică pârnie ca să-i facem plin aici. Înainte vreme, bunicii mei aveau ceva de genul ăsta, un pic mai mare, care îl foloseau cu gaz lampant, petrol, și își făceau treaba cu el. L-am luat pentru camping, destul de mare, decorat în spate, dar abia aștept să-l pun la treabă, să vedem cum se comportă. Până atunci, țineți aproape și să vedem. Bun, trecem încă la un pachet mai mic de data asta. Aici aici avem un lucru foarte util. Este o supapă. Haide să vă arăt. O supapă. N-a fost scump, 8 lei. Și e foarte utilă pentru că știți butelii acelea mici pe filet care le folosesc. Se gata destul de repede și doar cu 10 lei, cât costă o butelie de 200, poți să umpli de 2-3 ori. Pe când dacă ar fi să cumperi butelia normală, costă undeva între 20 de lei și 25 de lei. Deci, un lucru util, țineți aproape, o să vă arăt și cum funcționează în alte clipuri. Asta, aici avem niște saci ecologici, biodegradabili, o să vă arăt mai târziu la ce-i folosim. Și aici avem o mică lanternuță. Hai să vedem. Nu știu dacă are sau nu are baterie, dar nu cred. Vine cu un cablu de reîncărcare. Așa arată. Hai să vedem dacă merge. Da. Îmi place că are becul roșu. Celelalte care le aveam nu aveau becul roșu. Și aici cred că e intensitatea. Da. Avem ultra cred că e ceva de night vision ăla. Bun, are o clapetă aici, are și magnet, așa. O să vă prezint mai în detaliu, dacă doriți, într-un clip separat. Are aici și o coardă pus la cap. Are în spate și un clips. Interesant. Îmi place că are lumina aceea roșie. Și pe care la celelalte lanterne nu am avut-o. Bun. Și se încarcă la un USB. Deci nu trebuie bateria aia, se încarcă direct. Bun. Hai să luăm asta mare. Să vedem ce cu el.
contează, n-am aici. Ceva foarte interesant. Cine citește? Aștept. Nu vrea nimeni să ghicească? N-ai nimic? Hai că vă arăt ce am eu aici. Vine frumos împachetat într-un sărculeț. Și avem o toaletă portabilă la care folosim și sacii ăștia. Uite, vine și cu un sac în el, plus niște pliculețe pe care le punem acolo. După ce ne facem nevoile, e simplă. Se desface așa. Asta cred că vine jos. Așa vine. Ia, priviți. Bun. Ultimul pachet, dar nu cel de pe urmă. Să trebuie să fiu un pic atent. Să nu mai. Bun. Am niște piele. Am luat-o ca să atisez coada la topor, să-i dau o formă mai interesantă. La noi aici simplu l-am găsit. Și atunci am zis că iau din altă parte. Și aici un lucru pe care abia aștept să-l folosesc. Știți că am șfagmă rolul ăla de la Helicon, dar ăla, în momentul în care îl pun under blanket, sub sacul de dormit, nu mai am eu ce să pun pe mine. Și atunci mi-a mai comandat un under blanket, ca să-i spun așa. Ați văzut ce mic se face. 20 de nilon de la plus 20 la minus 5. 830 de grame. Scrie pe el. Și hai să-l vedem și cum arată aici. Sunt curios. Față de celălalt. Care vorbim despre alți bani acolo. Și abia aștept să-l folosesc. Să vedem dacă își face treaba. Are aici un mic sac de compresie. E destul de gros. Și
Vine deja capetele. Vine echipate cu două carabiniere și el arată cam așa. Mă duc să-l instalez pe el. Cam așa arată. Avem aici hamacul. Și aici vine prins iar. Acum doar vi-l arăt, nu insist prea mult, doar ca să vă faceți idee cam ce am mai cumpărat aici de pe site-urile chinezești. Deci asta este unul. Avem buda portabilă, cum se spune, nu știu. Avem ventilatorul de distribuire a căldurii. Avem cuța lanternuță. Chiar îmi place foarte mult. Se vedea acum ce autonomie are. Avem șnurul de piele pentru topor. Asta abia aștept să pun la treabă. Avem aici soba și pachetul ăsta. Asta vi-l las în suspans și o să-l prețin data viitoare, fiindcă merită ceva deosebit. Merită un video separat. Cam astea au fost. Eu zic că sunt utile, dați-vă și voi cu părerea, dacă vă plac sau nu. Și până data viitoare, nu uitați să vă abonați, lăsați-mi un comentariu și, cum am spus, până data viitoare, multă sănătate, pace, iubire și Doamne ajută!